Salutare tuturor, eu sunt Andrei alături de Roni și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din noastră de Survival pe 1.8. Și bineînțeles, înainte să începem, nu uitați să dați și voi acolo un mic like dacă susțineți seria și dacă vreți episoade în continuare. Păi, fraților, nu am făcut off-camera sistemul pentru că am ajuns la concluzia că e mai bine să vedeți și voi cum îl facem. Că, na, poate vreți să faceți și voi o chestie de genul și poate nu înțelegeți după ce îl facem, cum vă explicăm, știi? Așa, cel mai bine îl va face Roni aici de față. Mai sapă două rânduri în direcția asta. Mai sapă două rânduri? Da. No, bine. Pac, 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 pac. Oba. S-a mai uitat dronii pe tutoriale, s-a mai documentat, s-a nu, mai... Nu, dar pentru tutorial am uitat în lumea aia de creative. Mă rog, am făcut sistemul în lumea de creative. Nu, bine că sistemul e identic cu ce o să mai căutați pe net. Sistem de sortare cu protecție la overflow, dar eu l-am făcut în creative ca să fiu sigur că înțeleg cum funcționează, știi? No, bun, gata, am săpat. Așa, explică-ne, domnule Roni, ce faci și tu aici? Aici trebuie pus stone. Și parcă și un nivel mai sus trebuia stone. Sub astea. Știi că trebuie să mai coborăm un nivel jos, nu? Mai, hai că m-am pus să sap. Aolo, doamnelor și domnilor, eu aici sunt pe... Eu sunt nenea care sapă. Nu. Da, da, da. Nu cred că am un alt rol. A, păi aici să fie cuferele, corect. Seems legit to me. Dar bine că ai pus tu blocuri acum și... Nu, aici nu săpa, mă. Bă, aici întreabă. Nu pune dirt. De ce? Las că pun eu de-asta. Ia dirt. De ce? Ce legătură are? Explică-mi. No, bun, dar după o să fie problema cum ajungem noi aici. Mă apuc să fac sus o scară ca să nu stau și eu degeaba să... Bă, ajung. Dacă vrei, fă ceva de design, că eu să-mi pun aici un pic în rând toate elementele astea, știi, de construcție și când e, dacă e ceva de explicat, să vadă oamenii, îți zic să vii, știi? Nu! Nu. Ce? Cred că am stricat ceva. Ce ai stricat? Ceva aici. O, Roni strică, mă, Roni. Nea bună. Na, bun. N-a stricat, aproape. Deci, am potrivit exact cu camera de sus. Exact. Na, bun, acum ne punem, bă! Tu stai pe loc? Da, cream că mi-a picat mie net. Roni? Da? What the fuck? Unde ai plecat? Departe, șoapte, într-o noapte. Undeva departe. Ce da. Frumos că cânti. Bam! Deci o să-ți placă cea mai șmecheră scară ce există. Mamă, Roni. Nu-ți vine să crezi ce scară șmecheră am putut să fac. În caz că vă întrebați de ce am vrut să punem traps chesturi, ca să putem pune chesturi lângă chesturi. Yeah, că nu poți uni două chesturi. Așa, mai trebuie un chest? Dăm un chest. Un chest? Deci fix un chest mai aveam în inventar, nu știu de unde e. Eu știam. Da. Mulți spun asta. Așa-i? Da. Dar și tocmai am realizat că nu le-am pus bine. Acolo, aici în spate trebuie să pun redstone-ul, torțele. No, uite ce frumos. Am găsit o metodă de intrat. Ce frumos. Și acum hai să mă pun eu să astup aici. Să fie totul astupat, nu glumă. Dar am nevoie de stone brick și de niște stone brick stairs. Stone brick. Fix un... What the fuck? Atât de puțin. Bun. Stone. Unde ai pus stone? Că nu văd un cufăr special cu stone. Este acolo către andesit granit și ala... Oh, bun, am găsit. Ai găsit? Yeah, am găsit. Found it! Ne facem pac. Bun. Yeah. Deci astea sunt alea ce arată în afară. Bun. Ideea e următoarea. Aici îmi trebuie un crafting. Cred că ești în stare să ți-l faci singur. What the fuck, ce alerga ăla? Ah, doamne. No, gata, perfect, bă, perfect. Uite ce fain arată așa. Și ar trebui să astupăm și sistemul ăsta de aici, nu? Eu pe așa zic. Și pe aici coborăm frumos. Și bam, ia uite, am ajuns în depozitul nostru. De ce le repui? Nu le-ai pus bine? Nu le-am pus bine, am uitat că trebuie să pun în spatele ălora torțe. Tipa, era... Tu...
Bă, vezi că ți-a scăpat un... Ba, nu l-ai luat, what the fuck. Bun. E bun, deci, cum trebuie să le pui? Așa. A, că îți pui torța acolo. Da, că trebuie să fie torța aia în spate. Doamne, doamne, cum să uiți așa ceva? Până și eu știam, bă. Mă mir că știai, sincer să fiu. Bă, și eu mă mir, nu știu ce, dar știam. Adică... O să am de fabricat niște comparatoare. Dăm stone. N-am stone. Ai zis că ai vii cu stone. N-am zis că vin cu stone, am zis că am nevoie de stone. Cum urc aici? Ai închis? Da. A, ce zici? Altă viață, bă, frate, bă. A, hai un profit. Nu, stone, redstone, niște torțe de redstone. Ești tu în stare să faci și ceva? Știi tu cum se face? Îmi mai trebuia ceva. Un repeater. La asta, quartz. De ce vrei quartz? Pentru comparatoare trebuie quartz. Serios? Da. De ce? Și stone. Serios? Da, mă. Yeah. Dar bun, hai că eu vin cu mâna în fund, ca să nu spun cu mâna goală. De fapt, cred că trebuia să spun cu mâna goală, ca să nu spun cu mâna în fund, corect? Da. Ar fi părut mai ok. Dar bun! Câte comparatoare între 7? Da, cum o să le... A, mă rog, hai că-ți fac loc. Bă, du-te la ușa că e cineva. Bă! A, da, aud și eu. Dacă o sparg. O să sparg. Bă, dar fix când am ajuns! Ce urât să aude când s-a rupt ușa. Doamne, fix când am ajuns să spart ușa, mă. Ce om rău. Și ce ai lăsat dirt-ul ăsta? Între 4, între 2. A tăiat dronii pomul de junglă și a lăsat aici dirt. Pentru că o să mai plantăm, Andrei, de aia. Am scos dirt. Zici că n-ai putea să-l scoți și după să-l pui iar. Zici că ar fi ceva foarte rar, care nu se poate lua. Exact așa ai făcut. Aulă, stai. Am uitat până și eu unde coborăm aici. Bun, 7 comparatoare, bine am calculat, sper. Mi se pare un pic strâmt, nu știu ce. Ce? Nu știu, dacă vreau să mă plimb pe aici pe la chesturi, n-am loc. Îi facem să fie bine. Ai spart tu stone-ul ăsta? E. Yeah. Vezi ce bun... De ce? Pentru că aici trebuie puse comparatoarele. Deci, ideea următoarea. Ai, hai să vadă oamenii. Deci, ăia sunt nebuni. Mm? Pune stone în ușa, Andrei. Asta, mă duc. Nu iar. Fete-ți handicapați. Nu știi ce fac? Gata. Aolo, stai că nimic. Nu aveți, perfect. Sper că nu mai spar. Deci dacă și acum o să înceapă să spargă ușa, o să mă... O să mă enervez. Bă, ca în junglă. Nu poți să vină civilizat. Exact. Nu... Poți să sună și la sonerie. Deci, hai aici. Să explicăm. Ăsta o să plece. Ăsta din dreapta, da? Ajung itemen cu cufăr și se plece prin... cum dracul le zice ăsta? Prin hopperele astea în stânga, da? Da. Și o să plimbe până în capăt. Deci în capăt o să fie cufărul cu itemele nesortat. Da? E. Yeah. Bun. În hopperele astea care sunt cu ieșirea către noi... Asta o să acționeze ca niște filtre. O să punem itemele pe care le vrem în chesturi. Da, de partea cealaltă a lor, că asta e ideea, trebuie puse comparatoare. Ce sari? Așa. Trebuie puse comparatoare. Uite, asta s-a activat. De ce? Aveam iteme pe aici? Da. Ia, yeah, sunt iteme. Le iau eu? Hai că le iau eu. Și... Aici trebuie pus redstone din astea. Așa, două blocuri din comparatoare și încă un rând după, sub, pe rândul ăsta, aici așa, dacă bine amintesc, eu trebuie puse repeatere, n-am repeatere, am uitat să fac repeatere. Nu faci niște repeatere, Andrei. Nu, fă tu. Nici mi-a venit în cap ceva foarte amuzant. Bă, mai ești? Da, mă, mai sunt. Păi fă repeatere. Nu mai știu să fac repeatere. Era tot așa din stone. Da, mă, stone. Mai adun niște redstone dacă tot ești pe drum. Nu. Nu. Ce nu? Nu. Nu. Știu că se făcea cu...
Nu vreau să aduc redstone. Hai să stăm pe loc să ne uităm la runii. Ha, mă! Fink! Stai că acum fabrichez aici. Stau în jos, două torțe și... Cred că redstone în centru, aia nu mai știu. Da, gata. 1, 2, 3, 4... Mai trebuie niște torțe. Bun! Hai. Să mai explic eu cum o să fie faza asta cu sortare. Itemele a explicat runii, ajung aici cu fărul cu de toate. Și în hopperele de jos, să spunem, să zicem... Ăsta, da? Că vrem săgeți. Și deja am pus și am început să curgă, în fine. Și după să mai punem pe lângă săgețile astea, în astea patru sloturi rămase, iteme care nu vor pica în grinder, cum ar fi, nu știu, spongi sau ceva, știi? Exact. Și automat, când va trece în partea aia, va vedea, bă, aici sunt săgeți și chestiile, săgețile care au fost prinse aici, vor ajunge aici. Inevitabil. Și restul vor continua pentru că n-au cum să se ducă aici și dacă nu găsesc niciun alt loc în toate hopperele astea, o să ajungă în cufără cu de toate. Deci e foarte logic. Bine, nu știu cât de bine am explicat eu. O să vedeți după cum o să funcționeze. Și mă bazez pe Roni, că termină repede, că l-am lăsat pe el să facă asta și văd că se mișcă cam încet. Roni? Da, Andrei? Cred că se vor produce niște restructurări la salariul tău. Pentru că văd că nu te prea pricepi. Stai așa. Asta trebuie închise. Nu mai știu cum până mă băgam eu să fac. Pe aici mă băgam. Doamne! Deci uitați cât e toa. De 3 ori a încercat să spargă cubul ăla. De 3 ori! Da, bun, și aici ce trebuie puse? Că aici nu știu. Ah, ok. Gata. What the fuck. Și acum pui blocuri, iar. Doamne, ce troll suntem. Da, bun. Da, mă. Așa, așa. Și... Alo. Nu, bun, și mai e ceva de făcut? Torțe. Nu știm să ales faci niște torțe, adică asta până și eu știu să fac. Și pui torțele acolo și cred că îl putem testa deja, corect? Da, da. Da, ideea e că, mă rog, las așa. Și ce item să punem noi? Oh, pică ouă la grinder, pică ouă. Tu ne bag eu torțele alea. Stai, mă bag un pic aici în subsol. Pică ouă. Nu. Nu pică ouă la grinder, nu? Nu. Păi o să pun ouă, ce zici? Eu zic că ideea e bună. A? Bună, bună. Nu, nu e bine să... Nu, ba nu, nici bună, că încep să cadă. De ce încep să cadă? Roni? Stai să mă gândesc. Deci 4 aici. Nu cu shift click. Mai trebuie niște cupere, mai fă vreo 3 cupere. De ce? De aia. Că păi eu puneam ouă, deci ouăle trebuie să fie în hopper, nu? În hopperul ăsta de jos, ultimul, corect? Zi. Da. Nu! Nu? Nu, nu. În al doilea atunci. Parcă. Of, doamne, ce vrei să-ți mai fac când văd că ai probleme? Cupere. De ce vorbești așa? Cum vorbesc? Nu știu, ești foarte... Stai nu că știu. Mă... Să atenți la prea multe chestii. Mi-am făcut o cufere, nu mai am făcut cufere. Doamne! Să nu zici că mi-ai făcut cufere. Doamne, deci... V-am zis că Roni are o problemă. E, e așa. Iar spargi ușa, pleacă... A apărut ăsta din neant. Băi, nebun. De bun, hai că vin să umplu. Și adu-mi câte un stack de... De? Nu știu. Gunpowder, oase, cât un stack din fiecare item ce filtrăm. Principale. Aduci? Ai loc în inventar? Da, am loc. Deci un stack de gunpowder, unul de carne de zombie, unul de oase. Și unul de nu știu. Săgeți, așa, unul de săgeți, că are aminte, alea, alea patru scripturile, patru filtre, ca să înțeleagă oamenii cum se treabă cu filtratul. Da, bun, aduc acum, vine Zăză Andrei cu stacurile. Haide să-l iau la tine, mai au. Da, am o.
Deci, filtrul e ăsta cu hopperul cu țeava către tine. Da, al doilea. Așa. A, bun, vezi? Bagă ouă și un stack de ceva. Ce vrei să primi? Pune săgeți sau gunpowder, așa. Da, astea a început să curgă deja, fac. Trebuie să oprească gunpowder-ul la 41. De dacă se oprește la 41 e bine. Bă, nu-i prea bine. Ba! Da. Bă, s-a oprit la 29. A? De ce s-a oprit la 29? Da, bun, săgeți? Nu știu, dar dacă s-a oprit, eu cred că e ok. Stai să vedem, că nu știu dacă a făcut perfect design copie, știi? Și uite, nu să le zicem dispară ouăle dacă le pun. Și trebuie să le mai pun o dată ca să nu dispară. Da, bun, ia-ți vedem. Și aici, în hopperele astea ultimele, practic arată itemul care e sortat, corect? Mm-hmm. Da, uite, au ajuns și o. De ce au ajuns și ouă? Le-am scos acum, what the fuck. Nu, bun, și când testăm să vedem dacă merge? Deci ce avem pe primul filtru? Gunpowder, pe al doilea oase, pe al treilea săgeți. Se lipsește un nou, pe care l-am pus acum. Da, bun, și? Și aici, în sursă, pune, nu știu, pune din toate tipurile. Ouă, săgeți, șoate minuni. Da, bun, gata, ia să vedem. A început să le ia. Lasă, deci nu te uita. Uite-te doar în cufărul, sursă. Stai să mai aud din item să golească mai repede. Mamă, deci the moment of truth. Truth. Fără o. Da, bun. Hai că mai stăm puțin, trebuie să se golească și micrile astea. Nu te uita, să nu dai spoilere. Cum ar fi să nu meargă? Nașpa! Trist! Și cred că nu merge la cum te uiți. A, nu, verifici. Da, bun. Deci toate iteme s-au dus, iar vedem dacă s-a sortat cum trebuie. Gunpowder. Și le-a dus aici pentru că nu avem alte cufere aici, corect? Stai mă că mă uit acum. Roni? Vezi că nu mai ești pe mute. No, bun. În orice caz. Deci totul a mers bine. După cum vedeți, nu s-au intersectat. Săgețile au ajuns la săgeți. Gunpowder. Bine, am pus decât săgeți. Deci, ideea e că restul chestiilor a ajuns aici. Bă, stai. Gunpowder de ce aici? De ce e Gunpowder aici? E glowstone tasma. Cum adică? Era gunpowder aici în ultimul cufăr? Da, stai că am pus iar. A ajuns bine acum? Da, uite, a ajuns bine, what? O fi, nu știu. În fine, acum itemele au ajuns aici și n-au ajuns aici pentru că lipsesc cufere de jos. Da, deci trebuie să fie toate filtrele active și cred că atunci se echivalează la 41. Nu mai țin minte exact, dar eu sper că am făcut design-ul. Da, mă, e ok, uite, cum trebuia, știi? Deci chiar n-au ajuns și uite, gunpowder pe care l-am băgat ultima oară, acum a ajuns aici și săgețele la fel. Deci chiar a mers ok. Bun, fraților, cam asta a fost episodul. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și ne auzim data viitoare. Ciao!